Un mesaj pentru noua mea gașcă. Nu știam că fac parte dintr-o gașcă, acum știu și mă bucur foarte tare, gașca lui Valentin. Vreau să mulțumesc fetelor, văd de acolo, și tuturor oamenilor care sunt în gașca mea, suntem toți o mare gașcă, mai ales de faptul că au luat legătura cu familia mea și mi-au spus niște cuvinte frumoase. Vă mulțumesc din suflet, chiar mi-a făcut o bucurie foarte mare, plus că eu cam am probleme cu somnul, cu siguranță o să dorm bine pe perna cu mine. Vă mulțumesc din suflet tuturor, o seară frumoasă și sper să nu vă dezamăgesc dacă ați ales să mă susțineți pe mine. Seară frumoasă tuturor, la revedere! Bună seara! Vreau să mulțumesc susținătoarelor mele din grupul meu. Mă bucur foarte mult că mi-ați trimis aceste poze, mi-ați adus un zâmbet pe buze în seara asta, a fost o zi puțin dificilă. Mă bucur enorm de mult, mă emoționez de fiecare dată în momentul în care primesc ceva și văd că lumea mă apreciază. Mă bucur că sunteți fete cu umor. Am citit scrisoarea, vreau să vă transmit că îmi cer scuze dacă v-a deranjat cumva că am citit scrisoarea și către ceilalți băieți, promit că nu se va mai întâmpla, voi cite doar eu și voi ține doar pentru mine și pentru fata cu care voi fi și pentru care lupt. Nu știu ce să mai zic, mă emoționați de fiecare dată. Să știți că am înțeles mesajul de pe pozele fără logo. Îmi plac foarte mult, îmi dați încredere în mine și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Promit că nu o să vă dezamăgesc. Nu mai știu ce să vă zic. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc că ați rupt din timpul vostru personal ca să puteți face acest lucru. Nu este ușor, este o muncă dificilă și faptul că ați făcut chestia asta pentru mine este un lucru imens, este ceva ce mă lasă fără cuvinte. Vreau să transmit salutări, să fiți fericite, să aveți parte de tot ce vă doriți în viață, luptați și voi pentru ce vă doriți, exact cum lupt și eu, voi face și eu în continuare exact ceea ce simt, voi merge până la capăt, până unde se poate. O salut și pe Ale, care a fost și restul grupului. Vă urez o seară bună, mulțumesc că sunteți alături de mine și nu știu ce să vă mai zic. Nu o să vă dezamăgesc, promit. O seară bună! Prieteni, aș dori și eu vestele din șifonier, de la pantaloni, din șifonierul meu. Luați legătura cu tata și mi le puneți în ceva și mi le trimiteți, că le-am uitat acasă. Niște dulceață, dacă aveți, sau de la sora mea niște dulceață. Ceva dulce și nu știu, câte un mesaj din partea voastră mi-aș dori foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor care m-au votat și celor care nu m-au votat, să vă urez multă sănătate și să vă mulțumesc foarte mult.